Știrea Miezii am revenit. Italia se adaugă listei țărilor care au ales extrema îngrijorător acest curent pe măsură ce Europa intră într-o iarnă probabil dominată de prețurile ridicate la energie și de răspunsul la agresiunea rusă din Ucraina. Ce efecte va avea acest vot asupra unei dintre cele mai mari comunități de români din diaspora, pe care și partidele de la noi au crescut sau se bazează? Rezultate precum cele din Italia s-ar putea vedea și în alte țări europene, în timp ce partidele tradiționale eșuează să gestioneze crizele Europei. Un grup de partide antisistem în diverse guverne ar putea bloca la vot decizii majore din Europa pe modelul Victor Orban. Împreună cu Florin Negruțiu discutăm în continuare. Florin, salut, mulțumesc tare mult că bună ziua. Ai venit. Hai să găsim, cum să spun, abordarea românească a acestei povești, acestei probleme italiene, dacă e o problemă, pentru că pare că nu. Odată vedem absenteism la vot, odată vedem o comunitate puternică de români care se află acolo și sunt sub umbrela unui anumit tip de mesaj. Și doi, vedem partide tradiționale care eșuează în a-și împinge agenda așa cum trebuie, mai ales să combată tipul acesta de mesaj. Abordarea românească la care mă gândesc este că Italia are viitor de aur. Noi avem un partid care seamănă cu cei pe care analiștii consideră extremiștii care au ajuns la putere în Italia. Sigur că al nostru, creișorul nunților, are un limbaj ceva mai redus decât Giorgia Meloni. Nivelul lui este la brânză, barză, viezure. Însă dacă te uiți puțin la ideologia din spatele aur și partidele astea de coaliție care au ajuns la putere în Italia, vezi ce? Același suveranism, care în esență este un anti-europenism, anti-occidentalism și anti-bruxelism manifest, adică nu avem nevoie noi de construcția asta europeană, ne descurcăm noi mai bine între granițele noastre. Și mai este un lucru, același putinism pe care îl vedem și la unii și la alții. La Matteo Salvini putinismul este evident, la Silvio Berlusconi nici nu mai trebuie să comentăm. Și mă întorc la patriarhul mișcării aur din România, la Ips Teodosie, care i-a făcut apologia lui Vladimir Putin și după ce acesta a invadat Ucraina. Deci aceste formațiuni sunt cumva surori în Europa. Nu este nicio surpriză că prima telegramă de felicitare a venit de la cine? De la Victor Orban, sigur. Există o bucurie printre suveraniștii din Europa și cu siguranță există o satisfacție și la Moscova. Ideea lui Vladimir Putin în momentul în care a invadat Ucraina a fost următoarea. Dom'le, nimeni nu o să mi se opună mie pentru că Occidentul este prea slab și prea divizat. În plus, eu am niște clienți de-ai mei în Europa pe care i-am stipendiat cu joburi bune, cu bani de la Moscova, cu atenția noastră, care la un moment dat se vor activa și Occidentul nu mi se va opune. În 6 luni, nu doar că i s-au opus, dar a acționat la unison, unitar, a înarmat Ucraina și a permis ca Ucraina să reziste. E, acum vine testul iernii. Și Putin speră la o nouă ruptură a blocului vestic, care să vină de jos în sus, pentru că noi am vorbit până acum de ideologie, dar nu ideologia a furnizat acest război, acest rezultat din Italia, ci sărăcia. Oamenii nu au votat pentru că acești politicieni sunt cumva suveraniști, au o atitudine față de Bruxelles. Nu. Au votat pentru că, spuneam ieri, celebrul espresso s-a dublat peste noapte. Uh-huh. În Italia. Italia este o țară în care sunt apreciate lucrurile frumoase ale vieții, cafeaua, mâncarea, îmbrăcămintea. Și dintr-o dată, italienii, ca și românii, ca americanii, ca englezii, constată că factura a crescut foarte mult, în special factura la energie și la alimente. Și atunci au votat partidul acesta din opoziție ca să sancționeze guvernarea care, practic, i-a sărăcit. Iar acum să știi că inflația care
este prezentă peste tot în lume, va produce mari mutații politice, din păcate, în perioada următoare. Sisteme democratice, clasice, democrații consolidate vor fi zguduite puternic de inflație pentru că mare parte din populația lumii și-a pierdut capacitatea de a mai plăti. A pierdut, pur și simplu a pierdut din bani. Economiile populației, puterea de cumpărare a scăzut, oamenii sunt nervoși, oamenii sunt frustrați și atunci sancționează pe cei care sunt la guvernare. În România, translatând lucrurile, cred că este o iluzie pe care o trăiesc politicienii care guvernează astăzi țara, că vor fi realeși în funcție doar ca să nu vină extremiștii la putere. Este, l-am auzit pe Rareș Bogdan mai devreme, cred că sunt și bucuroși de rezultatul ăsta. Uite, domnule, sunt extremiști și atunci lumea ne votează pe noi, indiferent cât de slab suntem, cât de mediocri suntem, ca să nu vină aur la putere. Este insuficient, pentru că sărăcia, pentru că a pierde în această perioadă bani și a pierde din capacitatea ta de cumpărare, înseamnă o pierdere a statutului social. Oamenii sunt frustrați, oamenii sunt supărați, oamenii sunt nervoși, iar la vot pot apărea surprize. Răspunsul este evident economic. Pune-le oamenilor ceva pe masă, pentru că altfel rezultatele vor fi surprinzătoare, nu doar în România, peste tot în Europa. Mulțumesc, seara, mult, Florin, și la miezii. Scurtă pauză și ne reîntoarcem.